lumea plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela! Te fac să zâmbești! Mirabela! Eu cred în povești! Și Zorela! Hai să fim cu minți! Gogoniel! Nu mă spăl pe dinți! Pe planeta Clounela toți suntem aici! Pe planeta Clounela cei mai buni amici! Pe planeta Clounela toți cântăm! Pe planeta Clounela mereu ne distrăm! La 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 la. Te-am găsit și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Bine ai revenit la Povești cu Clounela! Povestea de astăzi este despre băiețelul Max care știe să spună stop sau nu vreau sau asta nu. Este momentul în care noi învățăm astăzi cu copiii să știm a spune nu și când îl spunem și cum o facem. Max spune stop. E vorba de seria Șoricelul cititor de la editura Didactica Publishing House. Haideți să ne facem comod și începe povestea. Max și Paula sunt în drum spre grădiniță. Max dă cu piciorul într-o piatră și pare abătut. Ce s-a întâmplat? Îl întreabă Paula, prietena lui cea mai bună. Renata, prietena mamei, a fost ieri pe la noi, a zis Max. Cea care ne citește atât de frumos? Îl întreabă Paula. Exact, dar de fiecare dată când vine îmi dă pupici atât de pofticioși de parcă aș fi o înghețată de căpșuni. E foarte enervant, se plânge Max. Mua, 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 e atât de dezgustător, a mai adăugat Max. Și ce poți să faci? Îl întreabă Paula. Max ridică din umeri. Habar nu am. Dar poate data viitoare, când vine Renata pe la noi, să mă ung cu noroi pe față, se gândi Max și au mers mai departe spre grădiniță. La grădiniță, Max și Paula uită repede de problema pupăturilor. Se joacă de atacul piraților cu Nico și cu Ben. La început, toți se distrează și se amuză. Dar, dintr-o dată, Nico începe să plângă și vrea să îl lovească pe Ben. Asta îi atrage atenția educatoarei Rosie. Asta nu se face, Nico, îi spune ea ferm. Dar Ben aproape că m-a sufocat, își trage Nico nasul. Dar luptele voastre de pirați nu sunt adevărate și nu trebuie să vă loviți, zice educatoarea. Trebuie să fiți mereu atenți ca să fie totul în regulă și pentru ceilalți, nu doar pentru voi, le explică educatoarea. Am avea nevoie de o alarmă, crede Max. Când pornește, ne oprim imediat. Păi ce-ar putea fi alarma voastră? A întrebat educatoarea. Toți copiii se așează în cerc și se gândesc la ce s-ar putea potrivi ca alarmă. Să spunem stop, nu vreau, propune Paula. Celorlalți copii li se pare o idee bună. Regula stop este foarte simplă, le explică Rosie, educatoarea. Când vi se pare că se întrece măsura, fie că vă jucați, fie că vă gâdilați, indiferent ce se întâmplă, spuneți stop, nu vreau. Și dacă totuși ceilalți continuă, întreabă Max, atunci îmi ceri ajutorul. Bine,
Cine nu respectă regula stop, va sta 5 minute pe scăunel, propune doamna Rossi, educatoarea. Toți copiii sunt de acord. Deci ce au stabilit ei? Au fraza stop, nu vreau. Iar dacă celălalt nu este de acord și merge mai departe, va sta 5 minute pe un scăunel, deci nu se va juca 5 minute împreună cu ceilalți copii. După mica ședință în cerc, Max, cel fioros, se năpustește din nou asupra piratului Ben. Dar Ben preferă să facă un puzzle cu Lori. Însă lui Max nu-i pasă și îl împunge pe Ben cu sabia de pirat pe care a meșterit-o singur. Atunci Ben spune fraza... Cum au stabilit ei? Care e alarma? Stop! Nu vreau! Așa a spus Ben. Dar oare Max a auzit sau nu? Max nu ascultă. Vrea să se joace de-a pirații cu Ben. În timp ce Max, piratul, continuă să îl împungă cu sabia, Ben o cheamă pe educatoarea Rossi. Regula stop! Regula stop, Max, auzi? Regula stop se aplică pentru toată lumea, adaugă educatoarea. Max încuviințează abătut. A uitat de regulă, probabil. Știe deja că nu a respectat regula și l-a supărat pe Ben. Acum trebuie să stea 5 minute pe scăunel. Asta e destul de plictisitor, se gândește Max. Când Max ajunge acasă de la grădiniță, fratele lui mai mare, Felix, îi spune: Salut, micuțule! Max se supără. Nu sunt mic, îi răspunde el, iritat. Calmează-te, micuțule! Felix nu încetează să îl necăjească, așa că Max îi spune: Stop! Nu vreau! Stop, Felix! Dar Felix nu cunoaște regula. Stop! Max o cheamă pe mama în ajutor. Ești un pârâcios, îi spune Felix. Dar Max protestează. Să ceri ajutorul nu înseamnă să pârăști. Așa a spus educatoarea Rossi. Apoi Max explică regula stop. Mamei și lui Felix li se pare o regulă bună. Bine, atunci nu-ți mai zic nimic răutăcios, Max, îi spune Felix. Deci nu i-a mai zis cum l-a numit el, micuțule. Nu vreau să stau 5 minute la colț, a zis Felix. În loc să continue să se certe, Max și Felix creează un ambuteiaj și un accident cu mașinuțele lor. Unul dintre șoferi nu a văzut semnul stop. Când se mai aplică regula stop? În afară de certuri? Întreabă Felix și îi fură lui Max o mașinuță. Se aplică de fiecare dată când cineva este prea mult, spune Max și fură și el o mașinuță de la Felix. Dar Felix îl vede și zice: Stop! Nu vreau să îmi iei mașinuțile, a zis Felix. Și tu stop, îi spune Max lui Felix și îi arată mașinuțele pe care el le-a luat de la Max. Acum trebuie să stăm amândoi câte 5 minute pe scaun? Întreabă Felix. Se gândește Max. Nu, mai bine hai să parcăm mașinuțele și să ne jucăm corect, spune Max râzând. A doua zi la grădiniță, Ben și Lori inventează ceva nou. Se joacă în curte de-a blocajul în trafic. Max încearcă iar și iar să străbată o porțiune de curte pe bicicleta lui fără pedale, însă imediat ce prinde puțin avânt, Lori și Ben apar pe trotinete. Îl dau la o parte și strigă: Blocaj în trafic! Ben și Lori sunt atât de rapizi încât Max nu are curajul să spună stop! Așa că spune doar încetați! Încetați! Dar Ben și Lori nu îl aud. Pe când alarma lor care era? Stop, nu vreau! Când Ben o blochează cu trotineta și pe Paula, ea strigă foarte tare: Stop, nu vreau! Lori, Ben, strigă educatoarea Rossi severă. Mai știți regula stop, nu-i așa? Bineînțeles, răspunde Ben repede. Dar pe Max îl putem bloca, nu? Întreabă Lori. El nu a spus stop, a mai adăugat Lori.
Dar nici eu nu vreau asta, spune Max curajos. Atunci Ben și Lori încetează jocul de a-și necăji colegii. Stop înseamnă stop și am stabilit să respectăm asta, le explică doamna educatoare. Sâmbătă, Felix doarme în camera lui Max. De obicei, Max se bucură când fratele lui doarme cu el. Dar în seara asta îl doare burta. Prietena mamei, Renata, vine din nou în vizită. Mama i-a pregătit deja patul în camera lui Felix. Nu vreau să mă mai pupe ca pe înghețata de căpșuni, spune Max. Mua, mua, mua. Așa este. Pupăturile astea sunt enervante. Așa îmi făcea și mie când eram mai mic. Poate să te ungem cu noroi pe față mâine dimineață. Ce zici? Max chicotește. Dar Felix are o altă idee. Poate regula... Stop! Nu vreau! Păi, regula se aplică pentru toată lumea, nu-i așa? A întrebat Felix pe Max. A doua zi dimineață, când Renata îl salută pe Max, vrea să îl pupe din nou. Max își adună tot curajul și spune... Ce spune? Ce spune copii? Stop! Nu vreau! Fiindcă este foarte agitat, spune asta atât de tare încât mama îl privește uluită. Renata nu pricepe ce se întâmplă cu Max. Vrea să-l mângâie pe cap, dar Max se îndepărtează și spune: Nu vreau să fiu pupat! Iar dacă nu încetezi cu pupăturile, trebuie să stai 5 minute pe scaun. Renata se uită la el confuză. Așa deci? Scuză-mă, Max, păi nu se va mai repeta, a zis Renata. În schimb, îmi poți citi. Îmi place mult să-mi citești povești, îi zice Max cui? Renatei. Sigur, Max, sigur, îi răspunde Renata zâmbind. După amiază, mama și Max stau pe pat în camera lui. Mama, Renata s-a supărat pe mine? Întreabă Max. Nu. A fost doar surprinsă că nu-ți place atunci când te pupă. Dar nu va mai face asta. Deci eu nu am făcut nimic rău, așa e? Întreabă Max. Mama îl ia în brațe. Ai făcut bine. Trebuie să spui mereu când ți se pare ceva în neregulă. Aveam cândva un unchi care mă pupa mereu tare, tare, tare strâns. Îmi venea să mă dau cu noroi pe față. Nu m-am gândit niciodată să spun stop, așa ca tine. Atunci lui Max îi veni o idee minunată. Meșterește împreună cu fratele lui Felix, oare ce? Un semn stop pentru mama. Au făcut un semn mare, mare, exact așa, un stop, cum îl vedem noi pe traseu, pe drum. Uite, mama, îl poți ridica de fiecare dată când ți se pare că ceva e prea mult, spune Max. Nu trebuie să te dai cu noroi pe față. Mama râde. Este minunat! Mulțumesc, Max! Și s-au îmbrățișat strâns, 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 toți trei. Max, mama și Felix. Uite, asta este istoria de astăzi. Despre Max, băiețelul care prinde la curaj să spună stop, nu vreau. Deci voi trebuie să aveți grijă de ceea ce simțiți, copii, și dacă simțiți că nu vreți să faceți acest lucru, spuneți stop, nu vreau și spuneți de ce aveți această emoție. Eu, Clounela, vă dau pupici și îmbrățișări. Și înainte de a pleca, pune like, distribuie și abonează-te la canalul nostru YouTube, trupa Planeta Clounela. Eu zic pa, pa! Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clounela. Ce înseamnă să fii patronul Clounela? Presupune o contribuție de minim $3 pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clounela și trupa Planeta Clounela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag!
Salutare! Eu sunt Clownela, ador cărțile și poveștile. Iată de ce, seară de seară, dau o întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live, unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21.00 ne întâlnim la povești cu Clownela, unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube, trupa Planeta Clownela, ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la Povești cu Clownela. Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Cu zor și până noapte, voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați, este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Mama, nu mai vreau bomboane și nici telefoane, vreau doar timpul tău. Clownela și scrie în bara de căutare Planeta Clownela ca să dai de canalul nostru de YouTube. Te aștept cu mare drag acolo. Abonează-te! 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 Abonează-te!